Emisiune oferită de Cotnari. Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi vorbim din nou, din păcate, despre sărăcia din sportul ieșean. Am văzut în ultimele zile știri, comentarii pe Facebook despre situația echipelor de rugby și de handball din Iași. Jucători neplătiți de vreo 5 luni de zile la echipa de rugby. La handball am înțeles că sunt vreo 4 luni de întârzieri salariale. În emisiunea de astăzi vom discuta despre acest subiect, dar și despre condiția sportivului din Iași. Invitatul emisiunii de astăzi este capitanul echipei de rugby, Politehnic Iași, Ștefan Drușcă. Bună ziua, bine ai revenit la tele. Bună ziua, bine te-am regăsit și la mulți ani pe 2018. La mulți ani! Antrenorii de obicei vin și pleacă, conducătorii la fel. Astăzi vreau să vorbesc cu un sportiv, pentru că Ștefan este bine cunoscut în orașul Iași, lumea îl apreciază și știe că pune suflet pentru echipa de rugby. A împlinit numai puțin de 12 ani, nu? 12 ani. De când se află la echipa de pe Tepro. Ștefan, să vorbim în primul rând despre problemele salariale. Câte luni? Eu știu de 5 luni. De când nu v-ați mai luat voi banii? În primul rând, mulțumesc frumos pentru vorbele frumoase care mi le-ai adresat. În al doilea rând, situația de la echipă este, cred că, cea mai gravă situație care am putut să o întâlnesc în ultimii 12 ani, de când joc aici, din 2006, din vară. Dramatică, nu? Dramatică chiar. Suntem neplătiți de 5 luni. Tocmai ieri am fost anunțați pe mail, mai nou, când ni s-au întrerupt contractele cu Clubul Sportiv Politehnica de către domnul președinte Manole. Suntem neplătiți de 5 luni. Ni s-a promis de fapt că în data de 16 februarie sau nu mai știu când e ședința asta de Consiliul Local, Clubul Sportiv va încerca să ajungă cu banii la zi până la data de, până la 31 decembrie, că după nu știm ce o să facem. Foarte mulți dintre băieți deja au plecat, cei 4 jucători din Africa de Sud au renunțat la contractele lor care le au cu noi. Băieții din Tonga, din ce am înțeles săptămâna trecută, deja și-au primit dezlegările, în schimbul renunțării la bani, drepturile bănești. Foarte mulți băieți de la noi, având oferte de la alte echipe, Tudor Butonariu, Daniel Plai, care este și component al echipei naționale, Toader, mai mulți băieți deja au renunțat la contractele cu echipa și au decis să plece. Deci, practic, sunteți în situația desfințării. Suntem pe muchia muchiilor de cuțit, nici măcar muchen, nu putem să-i spunem, pentru că echipa mai stă în câțiva jucători, cei locali care suntem de aici, care am fost legați de ani de zile de această echipă și câțiva juniori care sunt de la pepiniera Politehnicii Iași. Este foarte greu pentru ei să facă pasul spre Superliga. Deci vorbim despre un nivel foarte ridicat între, ca să vă dau un exemplu, între Superliga și DNS, e cum ar fi un nivel între, la fotbal, între seria 1 și seria 3, a 4-a chiar. Liga 1 și Liga 3. Da, foarte mare. Este un nivel foarte mare. Iar după cum știți dumneavoastră, în rugby nu poți să pui un copil de 18 ani să joace cu jucători consacrați de 34-35 de ani care au oasele tari și sunt întăriți în sezoanele de Superliga. Bun, de când au început aceste probleme financiare? Deci 5 luni, cât? Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie. Ianuarie acum, dacă nu mai avem contract, nu mai punem. Deci avem 4 luni pe statele de plată care suntem neplătiți. Problemele au început de anul trecut, au început problemele. Noi anul trecut, când am terminat anul, în noiembrie și în decembrie, n-am fost plătiți. După care am fost plătiți undeva prin aprilie, eșalonat. Tot timpul am luat banii cu 2 luni în urmă.
După care am luat o tranșă în vară de vreo 3 luni, în vară, în august. Deci am luat ultima tranșă de bani, am luat-o în august, ne s-au băgat banii pe carduri. Și din august, banii pe septembrie, știți, ca la bugetari, banii se iau pe o lună în urmă, ca la stat. Din septembrie nu am mai văzut un bar. Decât o simplă premiere de 300 de lei sau nu mai știu, 350 de lei. Bun, dar pe mailul ăla, în mail, ce scrie în mail practic? Ce se vrea, după părerea ta? Mailurile care le-am primit noi de la conducerea clubului sportiv, o metodă foarte modernă în anii noștri, ni se spune clar că clubul sportiv Politehnic Iași renunță la contractele noastre din cauza că Fundația Sportului Iași nu-și mai poate achita obligațiile față de club. Și noi rămânem fără bani. Și practic, acum nu știu ce se va vrea. Practic, dacă semnați acea hotărâre, da? Nu? Au fost colegi de-ai mei care au semnat și au renunțat la bani în schimbul dezlegării. Noi suntem câțiva băieți care dacă pe 15 februarie nu ne vom primi banii sau, eu știu, undeva 20, suntem hotărâți, fără supărare, să dăm clubul în judecată și să ne recuperăm banii. Da. Cum e la voi? Deja am fost la un avocat, am stat de vorbă cu el. Avem șanse foarte mari să ne recuperăm banii în instanță. Da, cum e la voi, la rugby, la fotbal, de exemplu, dacă nu clubul nu achită salariile la jucători, jucătorul devine liber automat după 3 luni de zile. La voi cum e? Și la noi sunt 3 luni de zile, dar la noi sunt 3 luni de la ultima, sau nu, la noi sunt cred că 2 luni de la ultima semnătură, nu știu, e mai de la ultima semnătură pe ultimul stat de plată. E mai complicat, adică chiar dacă clubul are la tine datorii de 4 luni, să spunem, da? El dacă îți dă ție banii pe o lună, automat intră alea 60 de zile, adică e mult mai complicat. Dar avem și noi comisii la federație, suntem câțiva băieți care deja am trimis actele necesare, dar e un pic mai complicat că la rugby mi se pare un pic mai, legile sunt mai, nu sunt atât de drastice cum sunt pe la Federația Română de Fotbal sau pe la alte federații. Erau cazuri, spunea Cosmin Rațiu într-o declarație, cazuri dramatice la echipa voastră, mă refer la Mătase, soția însărcinată, el singurul venit în casă. Practic. Soția nu e însărcinată, soția are doi copii. Sau doi copii și... Din păcate, pentru el a trecut printr-o perioadă foarte grea, a avut o problemă cu un copil de-a lui de sănătate, a trecut peste, dar cu tot fără bani și cu tot jucând până în ultima etapă alături de noi. Este un băiat extraordinar pentru care îl felicit pentru tot ceea ce a făcut. El a mai fost într-un an la noi, a mai fost într-un sezon în 2012-2013, îi doresc tot binele și sper să ajungă sus, că este un jucător foarte bun, în pofida greutăților care le-a întâlnit aici la Iași. Voi mai sperați să vă recuperați banii în afara căilor legale? Eu vă dați seama că am mai întâlnit astfel de momente, nu așa drastice, dar cred în continuare că se vor rezolva problemele și cred în continuare că primăria nu-și va lua mâna de pe echipa de rugby. Asta este cel mai important. Pentru că noi suntem simpli jucători, suntem o mică etapă în viața acestei echipe, dar rugby-ul Iași în continuare trebuie să meargă și trebuie să facem toți un apel la primărie și la persoanele care sunt îndreptățite să susțină echipa de rugby și sportul ieșean în general. Inițial, când trebuia să vă reuniți, unde trebuia să mergeți, când trebuia să jucați în partide amicale, când se rea Superliga prin Marte, nu? Sau când... Astăzi ar trebui să fie reunirea, astăzi pe 15. Da, nu știu, n-am stat de vorbă cu Cosmin, dar... Cosmin probabil, și el supărat. Și el supărat, da, dar probabil astăzi ar trebui să ne reunim. Peste 2-3 săptămâni ar trebui să plecăm într-un cantonament de pregătire. Noi pe 7 martie avem primul meci acasă cu Baia Mare, 7 sau 8 martie, dacă nu mă înșel. Jucăm Cupa României. Dar, după cum vedeți și dumneavoastră, ca la noi, la nimeni. Toate echipele încep pregătirile și noi stăm și ne uităm la alții. Băieții, Daniel Plai, unde a plecat? Butnăriu? Daniel Plai, el se află în recuperare acum, este un băiat extraordinar.
un veritabil talent al rugby-ului românesc, ca și Tudor Butrăriu, care dacă nu pleacă și nu fac pasul mai departe spre mare performanță și spre probabil n-au cum să crească. Deci se pierd practic se dacă pierd, rămân aici. Se pierd. Eu am mai avut niște discuții cu ei și în anii trecuți și acum se pare că au ajuns la vorbele mele. Când le-am spus în anii trecuți că ar trebui să plece, să joace în altă parte, pentru că fix aceleași lucruri le-am pățit și eu, tot când aveam 23-24 de ani, primeam sfaturi de la băieții mai mari, de la Mocanu, de la Costache, fost jucători, de la fratele meu și am decis să rămân, fiind mai familist, mai... Cu sufletul. Cu sufletul, da, am decis să rămân și vezi și tu acum ce mi se întâmplă. Am 31 de ani și am ajuns să fiu notificat pe mail, că nu mai... Și nu mai este nevoie. Capitanul echipei, 12 ani la nu echipă, are... asta nu mai contează. Da, nu mai contează. Asta e că toți trecem prin asta. Nu că e vorba de capitan sau e ăla sau e ăla. Câte meciuri ai intrat cu Iașului? Foarte multe. Păi am jucat 2006-2013, după aia am fost plecat un an în Italia și am venit în 2015 în primăvară și am jucat 2015 până acum, 2016-2017-2018. Foarte mult. Aceeași problemă și la handball, am înțeles că și pe la basket, voi vorbiți, că sunteți colegi la Politehnica. Ținem legătura. Cum e atmosfera și la ei? Din ce am înțeles și băieții de la handball, sunt și ei neplătiți de 5 luni. Din ce am auzit prin presă și pe la televizor, am auzit că Consiliul Județean ar fi interesat să-i preia, ce este un lucru foarte bun. Băieții de la basket ei și-au luat banii pe septembrie, din ce știu eu. Sunt neplătiți și ei, intră și ei în a patra lună acum. Ei cred că vor fi susținuți în continuare de primărie, din reportajele care le-am văzut pe la televizor, ei și fotbalul. De ce crezi că s-a ajuns în această situație? Astea sunt lucruri care nu știu, care nu mă... N-aș vrea să intru eu în subiect. Te depășesc. Care nu? Mă depășesc. I-am auzit așa. Care mă dor. Eu am să le punctez așa. N-am să spun cu subiect și predicat, dar am să le punctez. Dar vreau să aflu și părerea ta. Proiectul ăsta este început din 2016, din ianuarie, da? Deci proiectul relansării rugbiului Ieșean a început frumos. Da, din ce am înțeles eu pe anul 2016, a fost un buget... fix, nu știu, undeva la 11 miliarde, 1.100.000 în lei noi, în roni. Din ce am înțeles, bugetul nu a fost foarte bine administrat. În 2017 s-a întâmplat la fel, au fost niște bani alocați care nu au fost administrați atât de bine. Acum nu vreau să acuz pe nimeni pentru că nu stă în măsura mea să dau eu cu parul sau să dau sau să... Și, da, crezi că de aici au pornit probleme și s-a supărat primarul pe... Probabil că da. Și primarul, probabil domnul primar Mihai Chilica, care se vede că este un iubitor al sportului și el a susținut tot timpul echipa de rugby. Nu cred că s-ar fi supărat el doar că echipa de rugby am pierdut noi acum 4 meciuri sau 5 meciuri. Acum în Superliga. Pentru că noi anul trecut am avut rezultate foarte bune. Am bătut acasă, am bătut CSM-ul de 2 ori, am bătut Clujul, am bătut Steaua în deplasare, am bătut Dinamo. Adică am făcut meciuri bune în deplasare. Adică am avut niște meciuri foarte bune noi. Meciuri strânse aici acasă cu Baia Mare și Timișoara. Eu din ce mi-aduc aminte în 2012, când jucam cu Baia Mare și cu Timișoara, luam 70. Da. Deci... Diferență mare, da. Diferență... foarte mare. Când ar trebui să se replieze rugby Ieșean, ca să spun așa, și să se prezinte, să ce spune federația, cam până la ce dată ar trebui ca Iașu să confirme că va continua în Superliga? Probabil cred cu o săptămână sau cu vreo două săptămâni înainte de startul sezonului, cred. Nu vreau să afirm un lucru care nu-l cunosc atât de bine. Dar este păcat că am ajuns în situația asta să fim ca Iașul, care era o echipă de temut și în anii, și înainte de 90 și după 2000, care era o echipă care a fost o echipă de temut, să fim nevoiți să jucăm cu juniori și să le spunem celorlalte echipe, stați băieți, jucați și voi mai ușor că joacă copii de 18 ani. Da. Este dramatic.
Pentru că fiecare echipă mare care se respectă, când te prinde, nu te iartă. Pentru ei un rezultat mare este foarte important. Am văzut o declarație, mi s-a părut destul de comică, dar na, unii au crezut-o. O declarație a primarului și a președintele Consiliului Județean în care cei doi au spus că nu pot să financeze acum sportul pentru că nu este dată o lege a sportului. Da? Acea fundație a sportului Eșean pentru ce mai este? Pentru ce a fost făcută? Păi, după cum ai văzut și tu în declarația, apare și domnul Câtea, care este deputat și care spune că... Îl voi avea invitat săptămâna viitoare. Da, este formă legală pentru finanțarea sportului în continuare prin Fundația Sportului Eșean. Totul legal și totul la vedere. Adică, așadar, e un pretext, nu? Ca să... Nu știu ce să zic, nu mă bag, nu vreau să deschid acum o polemică, dar este păcat că oamenii care... ar fi trebuit să se gândească la atâtea zeci și sute de suflete care depind de niște bani înainte de a face lucrul ăsta atunci când s-a pornit la acest drum. Adică mai bine spunem omului în față și explicăm clar, băieți, asta e treaba, decât să ții omul și să-l ții 3-4 luni. Adică o discuție bărbătească, nu? Sigur că da, bravo. Păi dar aici vreau să te întreb, de când s-a încheiat campionat, a venit Vasile Manole în calitate de președinte al clubului și a avut o discuție bărbătească cu voi? Am avut o discuție cu domnul Manole înainte de ultima etapă care am jucat o casă cu Clujul. Noi cu băieții am vrut să nu intrăm pe teren, deoarece situația era drastică și am crezut că dacă nu o să intrăm pe teren, va fi ca un semnal de alarmă tras autorităților. Dar în ultima săptămână, știți cum e, că domnule, hai să jucăm, că facem lucrul ăsta pentru noi și pentru ea și pentru suporte. De atunci nu l-am mai văzut. Au fost problemele cu banii la sfârșitul anului. După care ne-am întâlnit la club vineri. Vineri dimineață. Și după care am primit acea notificare care ai văzut. Dar nu v-a spus, aveți răbdare, s-a comunicat că o să renunțe la noi și la contracte și probabil cine mai vrea să mai rămână va rămâne pe masă și 500 de lei indemnizație. Da, ce ar putea să facă un om acum cu 500 de lei? El nu, într-adevăr, clubul nu are cadru legal pentru a asigura salarii mai mari, dar poți să vii acum, în timpul sezonului, cu chestia asta. Adică mi se pare o chestie de lipsă de profesionalism. Nu că spun acum că ar trebui cine sunt responsabili să-și dea demisia, dar nu știu, eu dacă aș fi fost manager sau dacă aș fi fost președinte de club sau și dacă aș fi pățit o astfel de situație, probabil eu aș fi ridicat primul mâna. Cine crezi că s-a supărat așa pe voi? Că e o supărare, bănuiesc, bine, pe lângă lipsa banilor, revoluția fiscală, că am avertizat de multe ori că va fi crâncen pentru sportul ieșean această revoluție fiscală de la începutul anului. Acum, din discuțiile care le-am avut și noi și cu conducerea, credem că tot domnul primar, pentru că tot timpul în noiembrie ni se spunea că banii sunt în fundație, dar mai lipsește o semnătură, adică... Da, așa, știu că s-a întâmplat și acum... La sfârșitul anului, da, la fel, erau și fotbaliștii, trebuiau să primească. Erau banii intrați în fundație. Banii erau intrați în fundație, lipseau o semnătură și semnătura tot a întârziat să apară. Da. Acum nu știu sigur, pentru că nu cunosc problema și nu doar tu mă știi pe mine de ani de zile. Nu-mi place să spun un lucru dacă nu-l știu bine sau dacă nu... Da, primarul de când a mai fost la voi, la echipă? Primarul a fost ultima oară la un meci în Superliga, cred. Prin toamnă l-am văzut ultima oară, cred. Atât. De atunci nu am mai fost. Am înțeles că și Corneliu Ghenea a renunțat la... Nu știu. Domnul Cornel Ghenea tot timpul a fost lângă echipa de ruibil, a fost președinte de secție, a ajutat și el. Ei sunt un grup de oameni care au ajutat, au pus centrală, au făcut pe la stadion. Știu că s-a făcut o chetă pentru centrală. Da. Sunt mai mulți oameni care chiar au încercat să facă ceva. Dar știi și tu cum e, dacă nu ai
bani foarte mulți și dacă nu ai un cadru legal pentru a face lucrul ăsta, parcă nu prea poți să vii și să dai într-una și să nu primești nimic în schimb. Da, vom continua discuția după o pauză de publicitate. Continuăm discuția despre sportul ieșean cu capitanul echipei de rugby, Ștefan Drușca. Am vorbit în prima parte a emisiunii despre problemele financiare de la echipă. Practic, formația de pe T-Pro este în pragul desființării, la cum se prezintă situația în momentul de față. Să vorbim puțin și despre condiția sportivului ieșean. Tu, ca sportiv, te simți respectat în Iași? De către lume și presă bănuiesc că da. Dar de... Probabil că da, dar să-ți dau un mic exemplu ce am auzit că s-a întâmplat la noi la club acum 4 luni. Joc aici de 12 ani, da? De-abia acum 4 luni, managerii clubului sportiv Politehnica, de-abia acum au reușit să facă niște abonamente pentru sportivi. 3-4 luni sau 5 luni, nu mai știu exact. Deci, un oraș ca Iași, sportivii care sunt legitimați, care poate nu au bani să-și cumpere o mașină, da? Au fost nevoiți să meargă ani de zile cu tramvaiul și cu autobuzul, spunând la controlori, sunt rugbyist sau sunt handbalist sau sunt fotbalist sau sunt șahist sau sunt... Erau dați jos, urcați înapoi în altul și așa mai departe. Deci de-abia acum, după ani de zile, s-a reușit o astfel de chestie care este un lucru foarte, foarte bun pentru sport. Eu din fiind ancorat cât de cât la realitatea actuală, văd și acum așa o sintagmă prin sportul ieșean, domnule, că Iașiul este un oraș universitar și oricare sportiv ar fi mândru să îmbrace tricoul Iașiului. Păi, cu stomacul gol, cu același buzunarele lucru, goale, același unde lucru, mai vii cu textele astea comuniste? La... Același lucru probabil îl gândește și domnul Manole acum, care face chestia asta cu 500 de lei indemnizație, masă și casă. În vremurile noastre, păi, nu poți de lei să treci cu 5 milioane. Junior nu poți să... Deci nu ai cum să mai treci cu 500 de lei. Dar nici cu 1200 de lei, spune, sau cu 1500 de lei. Pentru că ai... Să spunem că acel sportiv beneficiază de casă și masă, da? Bun. Să spunem că acel sportiv are, nu știu, are o mașină de 2000 de euro, da? Mașina aia îi trebuie motorină, îi trebuie asigurare, îi trebuie piese, trebuie să o speli, ție îți trebuie și ție haine, cunoști tu o fată, vrei să ieși tu cu ea la un suc. Mâncare, abonament la telefon, nu mai astea zic, nu le mai pui. Cheltuieli, poate unii... nu le mai pui. Sunt foarte multe lucruri care nu poți să le mai faci când ai 21, 22 de ani, 23, cum sunt băieții care sunt acum pe la echipă, să ceri în continuu de la mama ta. Sunt care sunt de la Bârlat, sunt care sunt de pe la țară, de pe la... care nu au posibilitatea să trăiască bine cu 500 de lei. Da. Eu nu fac jurnalist sportiv de vreo 15 ani. Banca am plictisit să tot spun că etapă de etapă Iașul este ciuca bătăilor, că Iașul este pe ultimul loc în clasament la rugby, basket, handball, nu mai spun la toate sporturilor, la toate sporturile. Și îmi dau seama, deci nu valoarea sportivului este problema, îmi dau seama că banii sunt prost administrați, că în Iași nu există manageri sportivi. Nu știu câți dintre actualii directori și președinți de cluburi au măcar o hârtie la mână în care să dovedească că sunt manager sportiv. Nu știu câți dintre actualii directori și președinți de cluburi au atras la club fonduri private, să zic, de, nu zic 10.000 de euro, dau și eu un 5.000 de euro, ca să zic așa. Tu cum ai resimțit toți acești 12 ani ca sportiv? Eu am, nu știu dacă i-am resimțit bine, dar anii ăștia m-au făcut să cred că ce mi-ar place mie să fac pe viitor ar fi să fiu manager sportiv. Am terminat și facultatea de sport, probabil vreau să fac și un master în management și administrație și mi-ar place pentru că am văzut niște chestii și le-am văzut în continuare și în ultimii ani la echipa mea niște chestii care n-ar fi trebuit să se întâmple la o echipă
cât de cât normală. Care și se dea profesionistă. Da, da, da. Niște chestii legate de organizare, de deplasări, de echipamente, tot ce ține de managementul unei echipe, de salarii, de cum se cheltuiesc banii, cum ar trebui administrat banii, cum ar trebui să atragem fonduri de la firmele private din Iași. Pentru că toată lumea așteaptă bani de la primărie. Toată lumea așteaptă bani de la primărie. Acum știți și dumneavoastră că anii în care trăim și situația financiară a românilor în general poate nu e atât de roz. Dar eu zic că dacă s-ar fi încercat, nu știu, vă dau exemplu echipei de rugby, da? Dacă s-ar fi încercat o mai bună administrare a banilor, o mai bună comunicare între părți, adică, domnule, hai să ne punem toți la masă, președintele clubului, managerul, 2-3 jucători, antrenorul, fost jucători, fiecare să vină cu idei și fiecare idee, să-și facă treaba pe partea lui. Am văzut, de exemplu, când era George Sava, el spunea că e și antrenor și pe manager și omul cu terenul. Așa este, și făcea de toate. La făcea un dat s-a săturat omul și a luat bagajul și a plecat la Baia Mare. A plecat și el pentru că a primit o ofertă mai bună ca fiecare profesionist în viață. Nu? Oricum, perioada cu profesorul George Sava a fost o perioadă foarte bună pentru noi, pentru că am crescut foarte mult, am învățat foarte multe lucruri de la el. Chiar dacă era el așa mai cătrănos și mai tot timpul cu sprincenele în jos și serios, dar un om care eu unul cel puțin am învățat foarte multe și nu-mi pare rău că am colaborat cu el. Putem spune că Iașul este un oraș blestemat din punct de vedere sportiv? Că mie mi se pare... Nu știu dacă este un oraș blestemat. M-am săturat de echipa din Timișoara prin cupele europene. Orice echipă, nu știu. Clujul are echipe în cupe europene. București, nu mai zic. Brașov a avut. Galați, Constanța. La Iași m-am plictisit, sincer, de aici se vede și mediocritate. Se vede și anii celui care a fost înainte primar. Pentru că cel care a fost înainte primar, nu vreau să-i spun numele, că nu, cel care a fost înainte primar, a disprețuit sportul cu, nu știu, cu un grad foarte mare. Adică să dai tu la fotbal, dădea, nu știu, îți dau un exemplu, 4-5 milioane de lei și celelalte sporturi luau câte 500 de mii, adică luau nici a 10-a parte. Este foarte deci, grav. De acolo au pornit și acolo problemele se sigur că da, sigur. Păi și haideți să ne uităm la Cluj. Aceste discrepanțe între haideți fotbal și... Haideți să ne uităm la Cluj, da? Ce sală polivalentă are Clujul? Ce bazin olimpic are Clujul? Ce stadion are Clujul? Ce infrastructură are Clujul? Ce, nu știu, ce nivel de trai este în Cluj? Și haideți să vedem în Iași. Da. Tot ce ține de administrare sportivă. Noi nu avem un stadion modern, noi nu avem o sală polivalentă, noi suntem nevoiți în 2018 echipa de basket să joace meciurile la Galați. Da, la 300 de kilometri de Iași. Și acum se pune parchetul. Și de bea în 2018 se pune un parchet omologat. Într-adevăr, ai punctat foarte bine că... Păi, aici se vede, nu? Cât de mari sunt aceste discrepanțe și de infrastructură și salariale la condiții, de exemplu, ai menționat Clujul, dar ce alte orașe sunt cu ani lumină distanță față de Iași? Bucureștiul nu mai spun, dar haideți să vedem, vă dau un exemplu în rugby, da? Baia Mare. Baia Mare este un oraș mic. Mic. Gen un oraș de... Maxim 100.000 de locuitori, da? Și oamenii de acolo au făcut o bază sportivă la secția de rugby extraordinară, Cezar. Deci dacă ajungi vreodată acolo să vezi cu sală de forță, cu cantină, cu sală de ședințe, cu 4 vestiare, cu teren omologat, cu gazon, cu nu mai știu ce, tot. Adică la ei se poate și la noi nu s-a putut. A fost vorba și la noi acum vreo 2 ani că face stadionul Tineretului, care este un stadion cu cele 4 terenuri extraordinar. Deci dacă ar fi să se facă o bază sportivă, probabil ar fi și cea mai tare bază sportivă din toată țara. Cu tot, cu vestiare, cu tot.
Mergi tu mâine acolo să vezi ce. Da, m-am săturat de acolo. Am făcut la reportaje de acolo. Deci de... eu acolo când făceam junioratul în 2002, în 2003, sunt 15 ani de atunci, baza este neschimbată. Vestiarele sunt la fel. Aceleași bănci, aceleași placaje pe pereți, aceeași var, același, nu știu, același îngrijitor, același culoar, la fel. Da. Ai menționat mai devreme de aceste discrepanțe dintre fotbal și celelalte sporturi. Crezi că dacă fotbalul își găsea un sponsor privat, era mai lejeră presiunea și pe bugetul sporturilor pentru celelalte sporturi? Probabil că da. Era mai bine și pentru voi? Probabil că da. Știi și tu, nu poți să compari niciodată un buget la fotbal cu cel la basket sau la handbal. Dar probabil dacă ar fi fost un investitor care ar fi venit, eu știu, cu jumătate din sumă contra, nu știu, contra unui pachet majoritar de acțiuni sau nu știu, probabil ar fi fost altfel și situația sporturilor în Iași și probabil nu s-ar mai fi ajuns în... nu s-ar mai fi ajuns în această situație. Dar, repet, nu suntem noi în măsură să discutăm despre buget și despre ce bani ia fotbalul și câți bani ar trebui să ia. După părerea mea, cred că ar fi trebuit făcut un plan încă de la început. Fiecare echipă să vină cu un buget clar stabilit, în funcție de ce se vrea, locul în campionat care se vrea și probabil nu s-ar mai fi ajuns aici în această situație. Contează că sunt și multe echipe în Iași și toată lumea vrea echipă, rugby, fotbal, basket, handbal. Important este să ne prezentăm, nu contează cum ne prezentăm. Ideea Cezară e că nu sunt atât de multe echipe. Sau e și mic bugetul e de la probabil fundație. Mic bugetul și fiecare echipă când primește câte o parte din bani, domnule, dar noi de ce primim atâta și aia primesc atât? Îți dau exemplul nostru, noi în 2016, când am început proiectul, am fost prima echipă care am primit 100.000 de lei pe lună. Și atunci a venit și basketul și handball-ul. Domnule, dar noi de ce primim, nu știu, îți dau un exemplu, 15.000 de lei și rugby-ul primește 100.000 de lei. Adică, din prima trebuia făcut un plan clar pentru sporturile care vrem să ne bazăm în viitor, nu știu, în 2-3 ani, pentru că nu poți să faci un plan să vii și să faci un proiect pe un an și tu într-un an vrei să câștigi campionatul. Da. N-ai cum să faci lucrul ăsta în, nici într-un sport. Cât de mult a stricat politica sportul? Pentru că... În general sau... și în general și local, ca să zic așa. Nu știu, în general politica strică sportul în general, pentru că din ce am citit și eu prin presă și pe la Federația Română de Rugby, de fotbal, scuze, au fost probleme cu Răzvan Burleanu, care a fost pus politic și acum am auzit că nu mai are sprijin politic sau... Nu, nu știu, sunt chestii care cred că sportul depinde și de politic, depinde în mare parte și de politic, dar cred că sportul ar trebui, nu știu, ar trebui inclus într-un program național amplu de schimbare un pic nu ca mentalității, o schimbare un pic, o reorganizare a planului și a mentalității, dar și o reorganizare, într-adevăr. Pentru că am ajuns, văd copii pe stradă de 7, 8 ani, 10 ani, care nu mai arată cum arătau când eram noi mici. Când noi mici alergam, jucam ascuns, sau jucam prins, sau jucam fotbal în spatele blocului, jucam fuga, ce mai jucam noi. Acum copilul stă la tabletă, stă la calculator. De asta zic că dacă noi am venit cu un program și am încercat să scoatem copiii de la activitățile care le iau ei, de la jocuri pe calculator, de la tablete, de la ce mai fac ei acasă, eu zic că ar fi o strategie foarte bună de urmat pe viitor, atât pentru comunitatea locală, cât și pentru comunitatea națională. Vreau să vorbim puțin și despre un alt coleg de-a vostru de la Politehnica, Vlăduț Simionescu, că și el e la sporturi individuale, dar și el e stan pățitul, ca să spun așa. Da, alt caz de... Cu acest sport eșean și ar fi hotărât acum să plece la un club din București. Deci, dacă erai așa în situația lui... Eu sunt prieten cu el. El este un băiat extraordinar. Un băiat foarte muncitor, un băiat care
a trecut prin niște momente care poate puțin sportivi în lumea asta au trecut, să fii lăsat când ești accidentat, să nu ți se asigure o operație bine meritată, când tu vii, ești calificat la olimpiadă, la un sport individual, este foarte greu și tu vii și ajungi să ceri pe la televizor bani de operație, este ceva strigător la cer și cu această ocazie îl încurajez să plece și să semneze cu alt club fără să se mai uite în urmă. Deci sfatul tău este să plece, să 100%, plece 100%. Am văzut că s-a amânat și gala de excelență a Sport Leșan, trebuia să aibă loc trebuia să fie, da, în ianuarie, nu? 18 ianuarie și s-a amânat pentru 9 februarie. Probabil din cauza problemelor financiare care sunt, nu știu, nu. Îmi pare rău că s-a amânat. Îmi place că la această gală veneau toți sportivii, veneau toate echipele. Era totul bine, era totul rău. Toată lumea aplauda, veneau politicienii, toți se lăudau acolo în fața sportivilor, pleca și problemele rămâneau. Da. Așa e peste tot în țara asta. Când suntem pe la meeting-uri, pe la, n-ați văzut și dumneavoastră, pe la adunările astea care le fac, totul e bine, totul e roz, totul e de fapt. Da. Lucrurile nu sunt chiar așa cum. Tu cum vezi viitorul sportului? Și anche eu nu-l văd bine, sincer. În momentul de față nu-l văd deloc bine. Eu îl văd... Am fost o fire mai optimistă toată viața mea și îl văd optimist. Dar fără o strategie bine pusă la punct și fără o... Fără oamenii... Fără oamenii care vin din fiecare sport, adică a dus câte un om, oameni doi, competenți. Oameni competenți, oameni care știu cu ce se mănâncă handball, oameni care știu cu ce se mănâncă rugby, oameni care iubesc acest sport, care vor să facă ceva, care vor să schimbe, până nu sunt puși acești oameni, suflu nou, adică nu vii cu un om care are, nu știu, nu vreau să par rău acum, dar cu un om care are 65 de ani, care deja el e trecut, să aducem unul tânăr, care ăsta vine cu suflu nou, care vine cu mentalitate nouă, cu gândire nouă, cu percepții noi. Dacă nu suntem puși toți la o masă, făcută o strategie pe viitor, nu facem nimic cu strategiile astea care le avem de pe un an pe altul. Care ar fi decalajul un an între Iași și celelalte orașe mari din țară? Păi, dacă noi ne-am, să spunem, dacă noi ne-am apucat acum să facem o sală polivalentă, cât am stat? 2-3 ani, nu? Până s-ar da autorizațiile, până ne-am apucat de construit. Deci cam vreo 3-4 ani în diferență între, așa consider eu, între noi și... Doar atât? Între noi și vestul țării, da. Păi imaginați-vă dacă când ai ieșit de la... Deci când ieși de pe autostradă de la Sibiu, ca să fac o paralelă cu drumurile care le avem noi, faci până la vamă, faci 3 ore, da? E, până la Sibiu de aici faci 9 ore. Da. Pe o distanță care ar trebui să o facem 4 ore, nu? Da. Aici îți dai seama cam cât de mare e distanța între noi și vestul țării, Cluj, Timișoara, da, orașele mari. Suntem aproape de finalul emisiunii. Te-ai gândit ce vei face? Continui cu rugby, ce vei... Deocamdată am o perioadă de... Vreau să mă liniștesc un pic. Sunt un pic în... Am câteva probleme... Vreau să fac un credit și să-mi iau și un apartament, umblu, știi cum e, îți alegi mobila, îți alegi, dar probabil voi continua să joc, nu știu, dacă o să primesc vreo ofertă de pe la vreo echipă din țară, voi continua să joc, dacă nu, probabil mi-ar place să merg pe management și pe administrație. Și dacă nu se schimbă lucrurile, mergi în continuare cu procesul, o să, nu? Cu... Da. Suntem câțiva băieți care vrem să ne recuperăm bani și să dăm clubul în judecată. Da, ce să zic, Ștefan, îți urez mult succes, îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și frumos pentru această emisiune e un semnal de alarmă, v-am spus și la început, că am vrut să vorbesc cu un sportiv, nu cu un președinte, nu cu un antrenor. Ei vin, pleacă, sportivii rămân, ei îmbracă tricourile Iașiului, ei reprezintă practic și ei sunt imaginea acestui oraș. Deocamdată sportul în Iași este dezastru în afară de fotbal, celelalte sporturi sunt la pământ, cine are ochi să vadă și să tragă
să tragă semnal de alarmă. Noi l-am tras, sperăm că se vor îndrepta lucrurile pe ultima sută de metri. Până săptămâna viitoare, Cezar Florișteanu vă urează toate cele bune. Această emisiune a fost oferită de Cotnari.